Noua formulă de calcul a primei RCA recomandate pentru proprietarii de camioane și tiruri a fost aprobată. Adrian Obrej a urmărit acest subiect și vine chiar acum cu informații. Bună dimineața, Adrian! La ce să se mai aștepte acum fermierii și transportatorii? Bună dimineața, bun găsit! Proprietarii de tiruri și camioane, și aici ne referim la cele cu masa maximă admisă de peste 16 tone, se pot aștepta la o scădere a primei RCA. Conform noii formule de calcul, această primă ar urma să fie de aproximativ 9.000 de lei, apropiată de valoarea de referință, adică 8.609 lei, cât este la ora actuală, și cu 23 sau 25% mai mică decât suma pentru care sunt asigurate aceste vehicule în acest moment. Și alte măsuri au fost stabilite în urma discuțiilor din ultima perioadă. Vorbim aici despre posibilitatea plății în rate a primei RCA, despre posibilitatea întreruperii contractului, întreruperii efectelor poliței RCA sau despre posibilitatea urmăririi valabilității poliței prin intermediul camerelor de supraveghere de la nivel național. Aceste măsuri au fost luate în urma protestelor de amploare la nivel național ale transportatorilor și ale agricultorilor din ultima perioadă și după discuțiile avute între reprezentanții transportatorilor ASF și Biroul Asiguratorilor Auto din România. Vă amintim că aceste noi măsuri, mai ales în ceea ce privește prima RCA, sunt valabile în cazul celor care sunt încadrați în categoria de bonus B0 și în același timp aceste măsuri sunt temporare cu o valabilitate de până la finalul lunii martie, dar cu posibilitatea de a fi prelungit acest termen. Mulțumim, Adrian!